cum că sunt prieteni, facem un vlog aici cu Cosi despre un Opel Insignia. 2000, ce an e mașina? 2014. 2014. Un motor de 2 litri cu două turbine, în jur de 200 de cai putere, 197, 520 de newton, manual 6 viteze, e full cu navi mașina, interiorul e făcut pe comandă. Piele crem de struț, cum spune el. Așa. Ce se mai zice noi? Bord digital. E cu bord digital. Încălzire, scaune, climă, are jante pe 18. Plafonul e cu negru, tapiseria de capita. Face 0-100 în 4,7. Ai dat pe la Burger King? Nu mai dăm pe la Burger King. Mergem mai încolo, suntem mai târziu, da. Și ce ai vrea să schimbi la mașina asta? Ce ai vrea pe parcurs? Vrei să schimbi auspuful, evacuarea? Da, poate o turbină mai mare. Ar vrea o turbină mai mare. Da. Asta face ca în jur de 1,7 bar. Da, 2, sunt unele de la, dintre cele mai reușite motoare, asta de 2 litri de turbo. Da, nu e CDTI ăla acum la cutii. Cu puțin, dar cum merge apoi anul. Ăsta e economic. Dat acum. E ce trebuie mașina. Pentru cei care sunt interesați, lăsați un număr de telefon, vă dăm numărul nostru de contact. Și ce bani vreți pe mașina? Nici pe mii vrea pe aia. Deci e full din full. Kilometri avem vreo 200.000 de kilometri.